El, acest domnișor, băiețel, ne-a tot scris de o perioadă lungă. Se vroia invitat la emisiunea noastră. Iată că a venit și ziua cea mare. Adrian Guzgan, te salutăm și zicem bine ai venit în platou Vorbilor Bune. Vai, cu ce ai venit? Eu v-am adus aici niște salarii din zona mea. Făcute de două doamne minunate de la Casa de Cultură din satul Ciorești 3-1 Nispăreni. Așa. Niște salarii, o să vă lingeți cu bine. Păi asta zic, și cum acum eu să prezint când tu mi-ai adus mie așa ceva și miroase încă așa de gustos? Deci eu vă las, băieți, dragi operatori, să filmați și să înghițiți în sec, iar noi aici o să vorbim. Măi, câți anișori ai tu? Am 16 ani. Și de câți ani cânti? Ei, pe eu cânt de când mă știu. Da, și de când te vrei la emisiunea noastră? De mult, de așa? Mult, de foarte mult. N-ai scris cumva în lista ta de dorințe de anul acesta să fie și venirea ta la emisiune? Dacă încă Crăciunul nu a venit. De la celălalt Crăciun. Da, cred că da. Ești tânăr direct în opincuțe. De ce ai optat pentru muzica populară? Păi mă reprezint. Eu de mic cânt muzică populară și la noi sunt puțini tineri care promovează folclorul. Eu anume folclor cânt și uite că mi-am ales calea asta. Mi-am ales să promovez folclorul și să cânt muzică populară. Iar ridică microfonul mai aproape ca să te poată auzi cei de acasă. Cine din muzica populară de la noi din țară te inspiră? Sororile Soianu, Marina Dobzeu, Mandalac. Mulți, Adriana Ochișanu, din folclorist Zinaida Bălboceanu. Așa, dar de Gabriel Nebun îți place? Că am auzit că prin la noi, prin asta... mi se pare că el vrea să semene cu Gabi Nebunu. Nu vreau să... Nu vrei să semene, nu? E două stiluri diferite, nu știu, nu. Când l-am întrebat cu cine vine el astăzi la emisiune, pentru că el este încă minor, tu cu cine ai zis că vii la emisiune? Cu Îngerul Păzitor. Iată așa a fost răspunsul. Noi aveam nevoie de niște semnături de adult în niște foi și l-a zis că el vine cu Îngerul Păzitor. Crezi în Îngerul tău Păzitor? Sigur că da. Da? Și el te ajută și te îndrumă pe calea cea dreaptă. Da. Și mergi și la biserică? Sigur. Cred în Dumnezeu. Păi, așa. Cum fără credință. Este mama și tata alături de tine sau sunt plecați peste hotare? Sunt în Moldova, muncesc aici, cresc trei copii, eu frumos. Și încă două surori ale mele. Mai mici sau mai mari? Mai mici. Tu ești cel mai mare, tu ești fratele cel mare. Da. Așa, dar totuși melodia pe care o ne vei cânta astăzi e despre dor de mamă și despre dor de tată. Da. Pentru că situația actuală în Republica Moldova, părinții pleacă peste hotare și copiii rămân fără părinți și de asta și-am ales cântic cu acesta. Și a fost chiar foarte interesant, este istoria aparte a acestui cântic. Pentru că acest cântic nu mi-aparține mie, aparține sororilor Rosoianu. Eu am început, mă ocupa serios de muzică și am început a colindat la concursuri. Și la unul dintre concursuri mi-am ales să cânt piesa aceasta. Când Daia nu-i cântată de absolut nimeni decât doar de surorile Soianu. Da. Și am pus mâna pe telefon și le-am telefonat și le-am rugat frumos să-mi dea negativ acestui cântec ca eu să-l cânt. Mi l-au dat. Eu mă așteptam, aveam emoții că mi l-au dat și l-am cântat, am ieșit cu un titlu foarte frumos la acest concurs datorită acestui cântec. Și iarăși când s-a pus vorba să vin la voi în emisiune ce cântec să cânt, eu am spus că îl voi cânta pe acesta și iarăși surorile Soianu, mulțumesc frumos pe această cale, mi-au permis. Eu zic să ascultăm această melodie și încă o dată vă salutăm, fetelor, sunteți extraordinare, știți să susțineți tinerii artiști, ceea ce este foarte important. Iată scena noastră, aici ai toate camerele la dispoziție. Are 16 ani și se vrea pe scena muzicii populare de la noi din țară. Haideți în aceste clipe voi să îl jurizați și să-l primiți, de fapt, cu brațele deschise în sufletele voastre. Thank you.
am dor de tată, dor de mamă, dor de tată, dor de fraț, dor de surori, dor de grădina cu flori, dor de fraț, dor de surori, dor de grădina cu flori. Greu-i, Doamne, fără mamă, greu e, Doamne, fără mamă, ca și via fără poamă, ca și via fără poamă. Greu e, Doamne, fără mamă, ca și via fără poamă. Greu-i, Doamne, fără tată, greu-i, Doamne, fără tată, ca grădina ni s-a bat, ca grădina ni s-a bat. Greu-i, Doamne, fără tată, ca grădina ni s-a bat. Greu-i, Doamne, prin străini, greu-i, Doamne, prin străini, ca bujorul printr-i spini, ca bujorul printr-i spini. Dor de mamă, dor de tată, dor din cutii la poartă,